Îți mulțumim foarte tare. A fost excepțional romanța pe care ai cântat-o în ipostaza unui bătrân surd. La Românii N-au Talent ai fost foarte bun. Înseamnă că viitorul tău oricum este asigurat. Ca și cântăresc de romanțe vei fi foarte, foarte... Mai dă-mă șansă! Ai, tu le-ai, oricum le-ai. Nu trebuie să ți le dau eu. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Săptămâna asta ai un spectacol important. Spune-ne câteva cuvinte. Vineri, pe 25 martie, dragii mei, ne vedem cu toții la Sala Palatului. Fanii lui Horia Brenciu să meargă vineri la Sala Palatului, să-l aplaude și să danseze împreună cu ei. Horia, în această seară ne-ai pregătit ceva? Un moment absolut special dedicat tuturor celor care se vor bucura pe 25 martie. La Horia Brenciu! Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am luat ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta raruri mai minunate, dar eu dragostea mea n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Am ajuns să te iubesc, nici până azi nu știi cum fac, te vreau să mă feresc și tot la tine vii. De ce mă-i zi întors din drum, tocmai la ochii tăi? De ce mă întorc la ei și acum? Și acum îmi știu că sunt și bun și rău. Iubesc femeia de dor nebună, femeia prună cu ochi negri de foc, dar și pe aceea cu o vestea mare îmbrățișarea ei împată pe loc. Fericirea are chipul tău, lumina de dragoste mereu. Ochii mi-au dăruit cerul lor infinit pentru inima mea. Fericirea are chipul tău și privirea ta vestea mereu. Fericit eu sunt că iubirea o știu în tine, viața mea. Dacă plec, și cu pieptul desfălit, Andrii Pop!